Tricolorul ploiești a revenit pe locul 2 în ierarhia națională datorită victoriei cu CSS Baia Mare, dar și în urma uneia dintre cele mai mari surprize ale campionatului. Arcada Galați a pierdut la Explorări Baia Mare și implicit poziția secundă ocupată acum de formația ploieșteană. Tricolorul s-a impus repede împotriva celeilalte echipe băimărene, o trupă venită doar cu 8 jucători și fără antrenor. În aceste condiții, ploieștenilor le-au trebuit mai puțin de o oră să termine jocul victorioși. Antrenorii Sergiu Stancu și Mădălin Marinescu au mizat pe voleibaliștii care au evoluat mai puțin până acum. Magda și-a jucat titular și a avut cele mai bune servicii eficiente în timp ce Darlații a intrat pe parcurs. Stancu a spus despre cei folosiți că și-au făcut treaba foarte bine, mai ales că din punct de vedere tactic au respectat indicațiile. Iar tinerii Magda și Darlații au reușit să-l convingă pe principalul tricolorului să-i mai introducă și în următoarele partide. În schimb, staful tehnic i-a odihnit pe Lică Olteanu, Barta, Biset, iar rusul Stulnekov a fost îngrijit aproape tot meciul de medic din cauza unei întinderi. Un alt rus, Kulo, împreună cu olandezul Iorna, au fost cei mai eficienți, reușind fiecare câte 17 puncte. La acest moment, tricolorul are 38 de puncte și este la 6 distanță de liderul CSA Steaua, iar runda viitoare va juca tot pe teren propriu.